Un de 37 de ani a fost prins la frontieră în timp ce încerca să scoate din țară un grup de 24 de migranți sirieni și irachieni. Acesta-i transporta pe imigranți într-o autoutilitară care a fost oprită de polițiștii de la punctul de trecere a frontierei Nădlac. Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, migranții au fost descoperiți în noaptea de duminică spre luni de polițiștii de frontieră în cadrul unei acțiuni pentru combaterea migrației ilegale. Polițiștii au observat în jurul orei 24 pe sensul de mers dinspre autostrada A1 înspre orașul Nădlag o autilitară, având suspiciuni cu privire la marfa transportată. Polițiștii de frontieră au oprit autoutilitara și i-au cerut șoferului să se legitimeze. Acesta este un cetățean românenic Nicolae F. în vârstă de 37 de ani din județul Sălaș, iar în interiorul autoutilitarei polițiști au descoperit 24 de cetățeni străini. Cu ocazia verificărilor preliminare, polițiștii de frontieră au stabilit că cei în cauză sunt cetățeni sirieni și irachieni, 8 bărbați și 3 femei și 13 minori, adulții având vârste cuprinse între 18 și 75 de ani, iar minorii între 2 și 16 ani, majoritatea fiind solicitanți de azil în România. La cercetări s-a stabilit că solicitanții de azil intenționau să treacă ilegal frontiera pentru a ajunge într-o țară din spațiul Schengen. Polițiștii de frontieră arădeni au întocmit migranților lucrare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar călăuzei sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun.